Și apoi au început să moară ușor, ușor mâinile. Ia, arată-le. Par ok. Da. Dar pe interior, când dau pielea jos, e negru. Face bine, domnul, ce face? Foarte fain. But you don't have to care. You do not care about wet. You ride like yes. It's dry. Yes, the best advice. Bă, frate, mă dor toate și sunt înțepenit. El campione, come on, el vuoi il cap. Mamă! Hai că ești bine! E perfect! E perfect! Auzi, mă? Mă întrebam dacă puțini oameni care se uită la vlogul nostru nu cumva s-au săturat de intro-urile astea în care doar punem bicicletele pe mașină. Nu știu. Depinde, același început, dar cu conținut diferit. De ce ai schimbat bicicleta? Adică? Important este că astăzi plecăm la Poiana Brașov pentru Cupa Națională de Downhill. Campionatul, dragi oameni. Dragi, trebuie să tot ai campionatul. El nu știe, el nu e. El abia acum a aflat. Acum. Nu mai fac intro. Dă-te puțin. Mulțumesc. Cea mai super cazare. 1 2 Dormim în paturi separate pentru că Andrei e foarte tare și eu nu am cum să închid un ochi. Unde am plecat? Până la Planet Bike să îmi cumpăr niște bani de tubeless, cum am hotărât într-un moment să fac prostul de tubeless. Ca să pot să merg mai tare, pe Blackline. Suntem aproape, nu? Pot să-mi dau seama. Da, mă, trebuie să ne întoarcem. E ok. A, e... Da, da, trebuie să mă un pic mai în față. Unde? Ce? L-am ratat. Echipamentul Bernard Kerr, unde? Bine, nu e. Ia lui, gen, l-a venit și l-a lăsat aici în magazin sau cum? Nu știu asta. Să ne întrebăm pe Cezar. Yo. Așa, ia zi. Yo. Ce e nou? Mi-am făcut roata de spate tubeless, plus inserții, mulțumită domnului Cezar de la Bike Planet. Multe mulțumiri adresate din suia. E Planet Bike, lui, e Planet Bike, că ce așa râdeai de mine cu cupa națională. Planet, Planet Bike, ok? Am zis Bike Planet? Da. Nu, am zis Planet Bike. Nu, îți dau să vezi. Mai băgăm niște inserții între timp. Ce-a băgat din colo n-a fost suficient, am venit și la Pro Bike. M-am hotărât între timp să-mi bag și eu, și pe față și pe spate. Și acum o să ne străduim să scoatem anvelopele astea. Faci o schemă cu cercul ăla? Faci o schemă cu cercul ăla? Da. Ia. Deci se face un fel de bondage aici. Ca să poată să intre chestia asta. Ce? 10 de-astea pe zi și ești gata. Dă-i demisia. Burger King, ceva nou. Mă, uite, filmez eu. Andrei vrea să testeze cât de puternic are stomacul și o să dea o tură pe pump track. Mai repede, mă! Gata! E mort. Aici deja e bubuie inima. L-au lăsat mâinile, picioarele. A încercat o schemă, nu i-a ieșit. Nimic. Și gata. Mamă, frate, disperat. Da? Eu. Ca să vii pe dropurile astea. Ai hipul ăla înainte. Așa, da. Băiatul, faci tu o schemă. Mamă, am crezut că frânezi în față. Puțin frig. Foarte frumos arată. Foarte frumos, pur și simplu. Ar trebui să-mi facă și în București la fel, să arate la fel, nu? Da, trebuie să te luăm camionete pe mâini. Da, eu. Noapte bună. Noapte bună.
ceasul. Da, ție? Nu. Mamă, de ce? Mamă, frate, seara n-am putut să mă culc absolut deloc. Și am luat și cel mai prost mic dejun ever. Și plecăm repede în Poiana, că începe ședința tehnică. Ne-am trezit greu, am dormit puțin. Mașina era blocată de altă mașină, dar era un domn foarte de treabă. Da. Brașov arată frumos. Încă o dată. Și clar nu ne-am trezit. La 7:30 dimineața lumea urcă cu bicicletă în Poiana. Dar oare participa la concurs? Asta e crossul pe care l-am filmat la Piatra Neamț, oare? Condiții foarte civilizate la înscriere. Ia uite. Ai semnat pe fiecare pagină? Hmm? Ai semnat pe fiecare pagină? Nu, la final. Păi hai să o dai jos, să punem numerele, nu? Un clește pentru ce? Să tăiem bridele. A. Gata, e perfect. Ședința tehnică. Și că băieții au văzut ursul pe traseu. Dacă nu este black, știi? Mm. Și mamă, câtă plasă au băgat aici. E șocant. Arată mai uman în rog gardenul de jos. Bine, nici de sus n-arăta rău. E o singură linie dreaptă, viteză și tot în jos. Zi-mă, cum e cu treacul acum? Bă, e bine că l-am făcut. Bine, hai să ne dăm. Da, fine, traseul e beton. Te filmezi un pic? Mă mai filmez? Stai să te filmezi? Ia zi, stai. Bă, la prima tură probabil. O bucată din traseu, Andrei nu știu pe unde s-a dus. Am început antrenamentele oficiale. Sunt singur aici în cabină. Telecabina. Ăsta mi-e numărul. O să mai filmez așa un track preview și sper să dau de Andrei să facem o filmare împreună. Și startul. Oh yeah. Arată super tare. Mamă, ce-mi place. E a doua. Wow. Și cum a fost la prima? La prima a fost de încălzire, ce să zic. Dar mă bucur că mă mai întrebi și pe mine. Nu? Proud of you. Pam, pam. A mers, Sergiu? Tura de antrenament. Îl filmăm un pic pe băiatul ăsta, că după aia nu mai prind ocazie. Merge așa că... Mamă, serios? Wow. Totul alte linii. Mi-am dat la asta, ca și dau buză. Da, mi-am dat seama. Mai dăm un pic de track preview? Hai cât se mai poate, hai să dăm și bucata asta. Jos? Mai.
ca să scot aici, mașina. Cum sare, frate! Da, nu, și eu groaznic. Băi, nu, aici e World Cup, frate. Ce roata asta de față. Mai știu linia aici. Am intrat în pom. Am intrat în pom. Dacă scapă roata de față, ăla ai fost. Dar e o minciună, de fapt, mă, frate, asta. Asta e o minciună. Aici e o minciună. Bă. Te minte bicicleta. Te minte anvelopele, da. Și asta n-ar trebui să te mintă. Nu, da. Aia de spate. Aoleu, dar trebuie să mai scoți și o presiune. A, da? E, uite, tu. Da, e mai tu. Eu am pasta cât de cât mai moale, dar așa trebuie să mai scoți. Mai scot, nu? Cred că și față. Mm. În față, ok. Alfonso! Oh, yeah! Am venit la concurs și ne simțim super bine. Bă, bătrei ture. Moarte. Da, și una dată așa ai văzut că am mers cu tine. Da. Mulțumesc și apreciez și chiar și telespectatorii noștri apreciază, okay. Pentru că am putut să te prind, gen, să te filmezi. Ești ca antilopele alea, ca râșii ăia, dar nu-i vezi niciodată. Și după aia am avut această ocazie minunată. Da, exact. Ce ai, bro? World champion. Andrei, ce mănânci? A? Ce mănânci? Canacaua. A, vă placă comisia, mă, nimănă. Mă, fumuc de țigară? Nu e al meu. L-am găsit. Yummy, yummy, ce e aici, frate, festin.
Nice. Hai să vezi ce aș fi vrut eu să fac în viața asta, dar n-am reușit. Am avut lecțiune astăzi toată ziua. You do not have to care about nothing. You are riding like the Frenchman. This is something you have to understand. But you don't have to care. You do not care about wet. You ride like yes. It's dry. Yes, the best advice. Thank you. Yeah, you're welcome, Mr. Loris Berger. Now you have to take a nap to be tomorrow with full power. Oh. Bă, frate, mă dor toate și sunt înțepenit. Deci picioarele nu mai există efectiv de la trecul acolo. M-au distrus. Nu mai pot. El campione, come on, el vuoi il cap. It's time for the championship. Let's go. Gata, începem curând. Și aici va fi finish-ul. Oh, yeah. Mamă, ce mișto ai scos-o. Ce începător. Flow devine interesant rău de tot concursul ăsta. Mamă, cum ai plecat, ca din pușcă. Go, baby, go! Deci ce se întâmplă azi aici nu prea de mine. Eu sunt cu zero experiență pe umed oricum și sincer mă sperie rău de tot treaba asta. Așa că o să filmez mai mult. Am luat-o pe shortcut. Bine. De fapt nu fac prea bine, dar putem să fac mai rău, așa că de fapt fac bine. Salut! Salut!
Mamă, bine, mercică! Super moale asta, frate. Super moale. Wow, wow. Wow. Wow, real speed. Am azi bolovanul ăsta aici. O selecție foarte mare de copaci aici. Asta e linia cea mai bună. Serious business, man. Bun. Păi amândoi de la velociped. Tu ești Popo! Popo, tu ești! E Popo, bă! Bine! Hai, Vlad! Bine! Mamă! Hai că ești bine! E perfect! E perfect! Wow! 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 Hai sus! Hai sus, de bine! Hai, dă-i! Wow! Wow!
Hai, zi-mă, de ce ai oprit pe traseu? Păi... Erai obosit și ai făcut o pauză? Nu, la prima oprire a fost că am declipsat într-un viraj și urma imediat un strâmb în care trebuia să-mi iau viteză și n-am mai avut cum să urc, să-mi iau linia și am dat-o pe jos. Zero la oră. Serios. Și apoi am început să moară ușor, ușor mâinile. Ia, arată-le. Par ok. Da. Pe interior, când dau pielea jos, e negru. Bine, petante! Așteptăm premiera și încă nu știm pe ce loc e Andrei și nici el nu știe. Dar suntem foarte nerăbdători și eu în special. Eu foarte stresat. Bine, nici tu nu pari prea relaxat. Ah, relaxat? Da. Nu par. Viespe. 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 Hai, Luxi, că e frig! Uite, e frumoasă asta. Uite și diploma. Hai acasă. E super, hai acasă, da.